Caz incredibil la Reșița. O bătrână a stat mai bine de o lună sub același acoperiș cu soțul ei decedat și nu a spus nimănui că acesta a murit. Se pare că în tot acest timp femeia a continuat să doarmă cu el în pat, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Aseară totul a ieșit la iveală. Mai multe ne spune Anca Mitrescu acum, colega mea. Anca, bună dimineața. Cine a descoperit de fapt ce se întâmpla acolo în casă? Până dimineața, descoperirea macabră a fost făcută de poștărița care a venit să-i aducă pensia bătrânului de 82 de ani. În momentul în care soția acestuia a deschis ușa, un miros pestilențial a ieșit din casă. Suspicioasă, angajata poștei a susținut că are nevoie de semnătura bătrânului pentru a-i da banii. După mai multe insistențe, a reușit să intre în casă. Când a ajuns la patul acestuia, mai să cadă din picioare. Pe pat zăcea cadavrul în descompunere al bătrânului. Femeia a fugit din casă și a anunțat poliția. După ce angajata poștei a făcut descoperirea macabră, scara blocului în care locuia femeia împreună cu soțul ei a fost împânzită de oameni. Soția a deschis ușa sfioasă și când a fost întrebată, sunteți în regulă, unde este soțul? Nu s-a declarat, doarme. Am descoperit un miros pestilențial și pacientul respectiv, soțul, decedat în pat de stare de putrefacție. Vecinii au rămas de dreptul șocați. Am auzit că se simte rău. Deci mi-a zis doamna că se simte rău. De anul trecut, din noiembrie, decembrie, cam așa. Nu l-am mai găsit. M-a rugat, i-a mai cumpărat de mâncare, i-a mai plătit apa ce era de plătit, dar la ei în casă n-am intrat niciodată. Nimic din comportamentul femeii nu le-a dat de bănuit. Zimne că e carăziară, eu ziceam multe ziare. Noi am zis, mă, dacă e carăziară, el trăiește. Da, ce ziare, nu? Și a făcut asta zile la rând. Aproape o lună de zile. O lună de zile? Da. Iar o ține închisă în casă. Știu, de atenția sau nu. Cadavrul bărbatului a fost transportat la morgă pentru necropsie. Din primele cercetări, se pare că bărbatul a murit de bătrânețe. Femeia va fi supusă unei expertize psihiatrice.